Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Ce am pregătit astăzi? Nu știu dacă ai remarcat, dar tot mai multă lume în ultima vreme, văd pe rețelele de socializare, face pizza acasă. N-am remarcat. Da. Eu, care sunt preocupat un pic de aspect, am remarcat treaba asta. Oamenii încearcă să facă acasă pizza. Da. Și le iese, pentru că una peste alta nu-ți iese, nu o să-ți iasă niciodată pizza chiar ca aia. Mie mi se pare că blatul ăla e super, autentică, super, super important și că ar trebui pus undeva într-un cuptor care să ardă, nu știu, știi ce zic? Adică secretul la pizza, așa, e cuptorul. Trebuie să ducă la o temperatură foarte înaltă, astfel încât să o facă foarte repede. Da. Da? Dar tu poți face acasă, în condiții casnice, așa, cum se spune, așa, 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 pizza corectă. Aha. Iar tot mai multă lume se preocupată, mai ales că a fost valul ăla cu pâinea. Acum oamenii care sunt pasionați de aluat au trecut la nivelul 2, pizza. Ia zi, domnule, că ea poate fac și un weekend. Ia. Pentru pizza, da, în ceea ce privește blatul, există în condiții casnice un mic secret. Faci blatul, faci sosul de roșii, pe care îl faci cu oregano, cu roșii, cu ulei de măsline. Așa. Ungi blatul. Și ideea e că, spre deosebire de pizza aia care se face la cuptor cu lemne sau la cuptor cu temperatură înaltă, e bine să bagi pentru câteva minute blatul să se precoacă. Fiindcă dacă îl pui cu tot cu ingrediente la cuptor, de cele mai multe ori nu are suficient timp și rămâne un pic cruduț blatul, ceea ce nu o să-ți placă. Ok. Deci, faci blatul, îl lungi cu sos de roșii, oregano și sare și ulei de măsline și îl dai la cuptor. 5 minute. Ok. Iar astăzi eu o să vă ofer, dacă tot toată lumea face experimente cu pizza și chiar și pizzeriile au început să aibă în meniu fel de fel de varietăți de pizza, adică alea clasice, quattro stagioni și prosciutto e funghi, deja sunt la coada listei. Fel de fel de minunății, cu brânză de capră, cu manghinare. Zine, doamne, cu... ne fierbe azi, cu ce faci? Eu astăzi o să fac pizza cu spanac și ouă. Pizza cu spanac? Da. Dacă m-ai făcut curios. Pizza cu spanac și ouă. Dar ce-i papai, ce e? Spanacul cu ouă la... pizza papai, o să-i zicem. Pizza papai. Da. Spanacul la capac cu ouă e preferatul multora dintre români, zic eu. Și iată că putem să adaptăm acest preparat la o pizza. Trecem peste etapa cu blatul despre care am vorbit. Se folosește spanac proaspăt sau, dacă nu e proaspăt și e congelat, atunci trebuie să aveți mare grijă după cel decongelat să-l stoarceți foarte bine de apă. Spanacul tragi la tigaie, în unt și cu puțin usturoi. Și după ce l-ai tras, adică asta înseamnă să se moaie, George, știi? Uh-huh. Îl lași acolo câteva minute, ca să-și tragă el gustul ăla din unt și din usturoi și tot ce-i trebuie, știi? Așa. Scoți blatul de la cuptor, cum spuneam, după 5 minute și așezi pe el spanac în cuibulețe, așa, da? Ok. Pui câteva felii de bacon subțiri. Dacă îți place cu... dacă vrei să nu fie cu carne... bacon să fie, da. Uită de bacon. Pe mine spanacul mă încurcă. Iei două ouă, da, și le bați bine cu mixerul sau la furculiță și pui și un praf de parmezan ca să-i dea o savoare în plus. Da, da, da. Și folosești mozzarella asta, care este foarte bună de la Delaco, foarte bună mai ales pentru pizza, de altfel și scrie pe ea, ideală pentru pizza. Mozzarella gourmet de la Delaco. Un pachet ăsta are 350 de grame, cam jumătate trebuie. Ori îl tai felii... Puteți vedea despre ce vorbește Luca dacă intrați pe Facebook, suntem live pe Facebook. Fie îl dai pe răzătoarea mare, da, dar fiind mai moale așa, uneori e destul de enervant și atunci poți să-l tai felii subțiri cu cuțitul. Uh-huh. Și așterni pe blatul de pizza mozzarella, urmă vii cu cuiburile astea de spanac și cu feliile de bacon și torni ulteriorman cele două ouă bătute cu parmezan, ai băgat la cuptor 7 minute, 250 de grade, deci la maximum cât poate duce cuptorul tău, cam 7-10 minute, îți dai seama, după cuptor. Uh-huh. Și dacă vreți așa o fentă superioară, puteți să puneți și 100 de grame de gorgonzola strecurat așa pe pizza. Punem și niște tot așa pe un cine e fan. Punem și niște ananas? Sau ananasul ananas? Aici nu și are rost. Nu și are rost. Nu. Mergem doar pe ananasul spanac. Ananasul cu bacon, cu salam picant. Și
Și la final, de iute. Și la final tradiționalul poftă bună. Asta zic. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco, mare brânză, mare gust.